După 18 ani de relație și 14 ani de căsnicie, anunțul divorțului dintre Dea și Dinu Maxer a fost ca o undă de șoc. Recent, o altă veste a luat prin surprindere. Dea iubește din nou. Și nu-ți trebuie multă experiență ca să vezi că Dea și Robert Drila sunt topiți, unul după celălalt. Sărutule și mie te-am regăsit. Păi sărut mâinile, sărută-le dacă tot... Trecem și la lucruri concrete. Mă bucur să te revăd. Cum au început primii pași? Primii pași în ce? În această nouă relație. Păi cu love. Vă cunoșteați mai de mult sau v-ați cunoscut și v-ați îndrăgostit? Ne cunoșteam de mult sau ne-am... Ne-am cunoscut întâmplător printr-un prieten. Acum o lună și... Pe 5, nu? Înainte de Paști. Pe 5. O lună și 13 zile. Mamă, nu cred că le-ai numărat. Spuneți-mi, mă rog, ce v-a atras la Dea? Atitudine, felul cum se comportă, nu știu, tot, senzualitate, tot. Ce frumos! Și de cealaltă parte? Mai spiritul aventurier și faptul că îi clipesc ochii atunci când mă privește, eu cred că... spune tot. Și când există completare, e minunat. A reușit să intre pe supirea copiilor, ca să zic așa? Da, Robert a cunoscut copiii de Paște la fratele meu acasă, unde am petrecut 3 zile împreună. Și, bineînțeles, Robert iubește copiii și își dorește copiii. Foarte mult timp împreună cu ei. Și, bineînțeles, având în vedere zilnic că... petrecem timp. Da, așa este. După ce o luăm pe p***a de la grădi, petrecem timp foarte mult împreună și vine foarte des la mami, așa că... Ți-a fost greu să te obișnuiești cu copilașii? Nu, mie îmi plac foarte mult copiii. Avem... cum se cheamă? Avem atracție așa către ei și nu mi-e deloc greu să îmi petrec timp cu copiii ei. Părinții ei cum au reacționat? Iată, totul s-a întâmplat din foarte, foarte scurt, divorțul... Da, cum să... privească, ca și la 15 ani când m-am îndrăgostit și a fost așa. Ei mei întotdeauna m-au susținut indiferent de situație. Dacă eu sunt fericită și părinții mei sunt fericiți, bineînțeles. Da, și foarte interesant că după o lună de zile a venit primul te iubesc. Da, normal. A venit și mai devreme chiar. A trecut o lună de când sunt împreună, dar deja Dea și Robert sunt convinși că sunt suflete pereche. Am avut spectacole, urmează să am spectacole la care, culmea, Robert mă însoțește și mă susține. Și o susțin să le facă, normal. Așa că atât timp cât există cerere și în domeniul artistic, bineînțeles că treaba merge mai departe, bani să iasă. Da, corect. Poți să ne spui, te rog, în ce domeniu de activitate lucrezi? Vânzări, autoturisme. Noi, dacă vrei să schimbi mașina, dragule, te așteptăm la showroom. Până la cea mai scumpă mașină, putem să ne ocupăm de ea. Cum a primit Dinu această... Trebuie să-l întreb pe el. Mănânc, poate ați avut discuții pe marginea noii tale relații? Robert s-a cunoscut cu fostul meu soț. Există o relație amiabilă și de normalitate în momentul de față. Și doar atât îți pot spune. Nu intru în detalii, că nu-i frumos. Da, a trecut o lună, eu știu, poate v-ați gândit la o logonă. Doamne, ce întrebări pui, abia ne-am cunoscut, stai puțin, ne-am cunoscut prietenii, uite, poate prietena gândit, mea, dar nu ne-am spus unul altuia. Prietena mea cea mai bună, Denisa, acum îl cunoaște pe Robert după o lună și ceva când am reușit să ne intersectăm din cauza serviciului, ea mă știe cât de dedicată și de implicată sunt. Na, suntem, abia ne cunoaștem, familiile, prietenii, suntem de 30-45 de zile, cât ai zis, iubire, împreună. La ora actuală resimți această presiune mediatică? Nu, deloc. Avem o relație atât de relaxată. Având în vedere că dăm interviu celui mai, cum să spun, deloc diplomat reporter, dar evident prietenul meu de atâția ani, mă bucur, uite, că putem sta de vorbă, chiar dacă telefoanele ți le-am refuzat, pentru că în perioada asta am refuzat să apar, să vorbesc, să ne afișăm, sau pentru că ne-am dorit liniște și cam atât. Părinții tăi cum au reacționat vis-a-vis de această relație? Foarte bine. Ei o știau pe Dea înainte să... Când am vorbit despre asta, eu, sincer, când am cunoscut-o, nu am știut cine e Dea Maxer. Eu am cunoscut-o pe Andreea. Ulterior am aflat cine este Dea Maxer. Culmea e că niciodată noi nu ne-am ascuns. Adică din momentul în care am început să ieșim... Ești în oraș din prima zi.
Ne-am ieșit împreună, am ieșit Roberta de prieteni, am fost la film, am fost la mall, adică niciodată. Da, niciodată n-am ascuns, tocmai de aceea în momentul în care mi-am dat seama că relația aceasta este una serioasă, am făcut-o publică pentru că eu nu sunt omul care să se ascundă după colț sau să nu-și asume. A scăzut de comun acord, eu știu, vis-a-vis de plăcerile fiecăruia, de pasiunile fiecăruia, de filme, de cărți, de eu știu. Robert este iubitor și... de viteză și de motoare frumoase, că e vorba de mașini sau motoare, motociclete. Urmează în vara asta să vreau să dau de motor. Robert o să se ocupe de achiziționarea primei mele motociclete. Echipamente, cel mai important. Bineînțeles, de siguranță, da. Așa că, bineînțeles, încep și pasiunile comune să devină... Încep pasiunile... Secretul. Robert așa m-a cucerit cu o porție de paste. Gătită de... E pasiune, deci este la nivel de pasiune. Evident. Gătește foarte bine. În afară de paste? Mă rog, și mâncăm foarte bine. Cred că se vede, că de când ne-am cunoscut ne-am îngrășat amândoi. Da, 5 kg, tu vreo 3, 2, 3?